Europa FM. De 15 ani pe aceeași frecvență cu tine. Acum 15 ani eram proaspăt reporter în televiziune, după o perioadă mai lungă în presa scrisă. Am fost oarecum contrariat de faptul că colega mea de televiziune, Manuela Nicolescu, a abandonat televiziunea pentru radio. N-am înțeles de ce a făcut lucrul ăsta, pentru că la vremea respectivă eu abia descopeream televiziunea. Sincer să vă spun, aveam un tranzistor pe care îl țineam acasă pe calorifer, n-aveam un alt fel de radio și nu-l prea ascultam, că n-aveam mașină. Dar cam peste un an așa, când mi-am cumpărat și eu mașină, am devenit ascultătorul emisiunii România în direct. Și am rămas ascultătorul emisiunii România în direct, o făcea Robert Turcescu atunci, după aia a făcut-o Adi Ardelean, până în 2010, când, de când o ascult în fiecare zi, pentru că particip la ea. Și ăsta a fost unul dintre visele mele. Aveam obiceiul să sun chiar la România în direct, fiind reporter TV și oarecum cunoscut așa, intram întotdeauna sub pseudonimul Marius, așa îmi spuneam, și nu mă puteam abține. Deci în momentul în care realizatorii puneau pe masă un subiect care mă interesa, pur și simplu sunam la radio și intram în direct. Vă dați seama ce a însemnat pentru mine în 2010, în 2011, de fapt, în primăvara 2011, când am devenit realizatorul emisiunii România în direct. Sunt onorat că eu sunt la pupitrul acestei emisiuni în acest moment. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.